Hei, azi avem o poveste mai delicată, însă ne-a captat atenția și suntem siguri că și vouă la fel. Paul, că despre el va fi vorba în această poveste, ne-a trimis și o poză cu fișa lui medicală să ne arate că a trecut într-adevăr prin asta. Însă pentru a-i respecta intimitatea, nu o vom posta și vă lăsăm povestea lui exact așa cum e, fără vreo modificare. Și aș dori totuși să fac o paranteză și să vă spun că am primit foarte multe povești, unele care ne-au lăsat cu gura căscată, ba chiar unele persoane au trimis și dovezi, ca în cazul de față. Ceea ce vreau eu să vă rog este să vă gândiți bine înainte de a judeca, pentru că sunt oameni care trec prin momente dificile și chiar de e greu de crezut, acestea sunt lucruri care se întâmplă. Mai rar ce e drept, dar se întâmplă. Așa că să nu arătăm cu degetul dacă noi nu am trecut prin aceste situații și nu cunoaștem. Să începem! Salut! Numele meu este Paul, am 21 de ani și sunt din Alba Iulia. Acum 10 ani am trecut printr-o experiență îngrozitoare care pot spune că m-a marcat. Am fost în comă pentru câteva minute din cauza unei scăpări de gaz de la butelie și tot ce mi-amintesc e că vedeam totul de undeva de sus. Nu din cer, evident, dintr-un colț al camerei mă vedeam pe mine întins pe jos și pe sora și mama mea lângă mine încercând să mă ajute. Și nici până în ziua de azi nu mi-explic cum s-a întâmplat asta, ca și când conștiința s-a deconectat de corpul meu pentru câteva secunde, dar asta nu e tot. Așa că am să încep să vă povestesc totul de la început. Tatăl meu a plecat în străinătate să muncească când aveam vreo 9 ani. Pentru noi a fost extrem de greu, deoarece am rămas în casă doar noi trei, eu, mama și sora mea cea mică. Situația noastră financiară era destul de proastă, iar mama muncea și ea din greu pentru a ne pune ceva pe masă. Au trecut 2 ani. Tata nu s-a mai întors deoarece îi era foarte greu și lui acolo. De-abia își găsise un loc de muncă, iar eu trebuia să mă ocup cumva de tot când mama nu era acasă. Mai pe scurt, la 11 ani trebuia să am grijă și de sora mea mai mică și să fac de mâncare, puțină curățenie, pentru că atunci când venea mama de la muncă, destul de târziu, să nu mai aibă toate lucrurile astea pe cap. Într-o zi, după ce m-am întors de la școală, am lăsat-o pe surioara mea în bucătărie să mănânce și eu m-am dus să-mi fac temele. Și probabil din joacă a deschis gazul, noi având butelie pe atunci. Eu nu am observat și nici nu am mirosit nimic, deoarece ea a fugit în camera ei și s-a pus la somn, iar eu, obosit fiind, am făcut la fel. Și din acel moment, tot ce mi-amintesc sunt niște imagini neclare cu mine jos, întins pe covor și mama mea care tot trăgea de mine, iar sora mea într-un loc plângând. Faza e că în acele imagini pe care le am în cap le percep precum un deja vu și nu le vedeam din perspectiva mea, gen eu cel întins pe jos, pentru că așa aș fi zis că poate am deschis ochii pentru câteva secunde și mi-amintesc, însă eu am văzut totul de sus, dintr-un colț al camerei. Mama mi-a povestit că atunci când a venit acasă și m-a găsit, făcusem pe mine și aveam convulsii, iar după, deodată, nu mai reacționam. Cu toții am crezut că am fost în comă pentru o perioadă scurtă de timp. Pentru cei ce nu știu, coma este pierderea conștiinței pentru o durată mai mare decât un leșin, de exemplu, de la care îți revii destul de rapid. Ideea e că atunci când au venit medicii, eu deja am revenisem ușor-ușor și vărsam în continuu și imediat m-au dus la spital. Noroc e că mama a ajuns la timp acasă și și-a dat seama că era gazul pornit. L-a stins repede și a aerisit toată casa, iar pe mine m-a scos afară repede să-mi revin. Și din fericire, sora mea nu a pățit nimic, deoarece camera ei era mai departe de bucătărie și avea și geamul deschis. La spital am stat doar 2 zile. Mi-am revenit destul de rapid, chiar și doctorii au zis că sunt în viață printr-o minune, însă nu puteam să-mi scot din minte ceea ce văzusem. Am mai povestit eu pe aici, pe acolo, însă nimeni nu mă credea. Într-adevăr, totul era destul de neclar în mintea mea. Toată amintirea asta a durat câteva secunde și în mintea mea răsuna și plânsetul surorii mele și țipetele mamei. A fost cea mai ciudată experiență, ca și când nu mai aveam putere asupra propriului corp. Efectiv nu îl mai simțeam. Eram total deconectați unul de altul. Dar experiența asta mi-a schimbat un pic modul de a gândi. Fiind la un pas de moarte, am învățat să prețuiesc viața mult mai mult.
Și cam aceasta a fost povestea lui Paul. Sper că așa învățați să prețuiți și voi viața mai mult. Am să vă las în continuare cu o altă poveste. Să începem! Bună! Numele meu este Alina și am 16 ani. Totul s-a întâmplat când aveam eu vreo 6-7 ani. Era în perioada sărbătorilor de iarnă, când într-o seară am auzit mai multe zgomote. Noi stăteam la o casă cu etaj plus mansardă, iar părinții mei aveau dormitorul la parter. Și eu cu fratele meu, tocmai sus, la mansardă, etajul nefiind încă finisat. Și deodată, pe la 1 noaptea, am tot auzit bocănituri. Undeva în tavan. Eu m-am trezit fericită în mintea mea crezând că vine moșul. Și l-am trezit și pe fratele meu. Tu auzi zgomotele astea? Hai să mergem să-l prindem pe moșul. Ce moș, Alina, calmează-te odată. Probabil bate vântul mai tare și a căzut ceva pe casă. Nu, hai cu mine, te rog, că mi-e frică pentru Neric. Dacă vin, mă lași după-n pace să dorm și eu liniștit? Da, doar hai cu mine, îți promit că după nu mai zic nimic. Am deschis ușor ușa la cameră și am ieșit. Și în timp ce mergeam noi pe hol, am văzut o gaură în acoperiș. Fratele meu imediat s-a panicat și a fugit să ia o bâtă. Însă eu am fost fericită, neștiind ce ar putea fi. Eu mă gândeam doar că e Moș Crăciun. Și până fratele meu s-a dus în cameră, eu am coborât pe scări în jos, unde am dat de un om îmbrăcat în negru. Eram efectiv panicată. Atunci realizasem că nu e niciun Moș Crăciun sau ceva și nu știam dacă să țip sau să fug, orice să fac. Iar acel om mi-a făcut semn să tac și de frică asta am și făcut. Când deodată se auz sirenele de la poliție și omul acela a dat-o să fugă, dar nu a mai apucat pentru că venise și tatăl meu și fratele meu și l-au încolțit, iar apoi a fost arestat. Deci, cam așa ne-a intrat nou un hoț în casă acum câțiva ani, însă bine că nu a pățit nimeni nimic și nici nu a reușit să fure ceva. Dar acum mă gândesc că dacă nu îmi trezeam fratele, eu nu aveam de unde să știu ce caută acel om în casă și clar nu aș fi știut să sun la poliție. De aceea cred că este important ca părinții să le explice copiilor și treaba asta, pentru că se poate întâmpla și ei nu au de unde ști cum proceda. Din păcate, mama mea nu a putut trece peste șocul din acea seară și a decis să ne mutăm la un apartament, acolo fiind totuși mai sigur. Iar imediat în primăvară au pus casa la vânzare și am plecat. Acum da, să stai la casă e puțin mai nasol din acest motiv. Ai multe uși și geamuri de păzit. Sau chiar și acoperișul, dacă dai de unul cum am dat noi. Sfatul meu pentru voi e că dacă auziți seara vreun zgomot, verificați. Sau anunțați un adult. Cine știe ce poate fi? Evident, poate nu este nimic, dar poate evitați ceva tragic. Verificați mereu ca toate geamurile și ușile să fie închise și nu uitați că siguranța e cea mai importantă. Așa că acestea au fost cele două povești trimise de voi. Am încercat să le selectăm pe cele mai interesante, deoarece primim zeci de povești în fiecare zi și ne este destul de greu să le citim pe toate, dar facem tot posibilul să fie cât mai bine pentru toată lumea. Înainte să încheiem acest episod, avem și o surpriză pentru voi. Mulți ne-au spus dacă o să ne facem vreodată canal de gaming împreună. Așa că am venit cu surpriza de a transforma canalul meu personal de gaming în canalul meu și al Diei. Iar el se numește acum Flo vs. Dia Gaming. V-am lăsat un link în descriere pentru cei care nu sunteți abonați, așa că abonați-vă, deoarece vom începe niște episoade foarte amuzante și sper să ne distrăm împreună. Așa că vă mulțumim încă o dată și sper că ați avut câte ceva din episodul de astăzi. Așa că nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, aveți totul în descriere ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta în continuare și mai ales mai avem încă o surpriză pentru voi, dar fiți pe fază pentru că o să urmeze în continuare și momentan vrem să ținem secret acest lucru. Așa că vă reamintesc încă o dată să vă abonați la canalul de gaming pe care îl găsiți în descriere și fiți pe fază pentru că o să încercăm să postăm aproape în fiecare zi. O să facem tot posibilul. În continuare, noi așteptăm poveștile voastre în comentarii sau bineînțeles pe e-mail, îl aveți tot în descriere și vă mulțumim încă o dată pentru toată susținerea voastră și noi ne revedem în continuare mâine cu un nou episod super tare. Vă mulțumim tare mult și vă urez pace și iubire. Salutare! Thank you.